Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor. Bună ziua! Sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București. Dragii mei, astăzi o să discutăm textele lirice. Deja am discutat textele epice, textele dramatice, așa că ce ne-a mai rămas de făcut? Să cântăm, să vorbim despre poezie? Ce ne-e mai drag fiecăruia? Bună ziua, Miruna, ce faci? Bună ziua, sunt foarte bine. Am selectat aici un text care apare într-unul dintre testele propuse de Ministerul Educației. Și haideți să vedem despre ce este vorba. George Topârceanu, Pastel. Din asfinții de peste munte, răsfrângeri roșii de amurg se sfarmă în licăriri mărunte și în Dunărea umbrită curg. Dar unda tulburele îngroapă când sub răchitele din vale de-abia mai tremură pe apă ca niște coși de portocale. Acolo jos, pe secununa întunecatului boschet, sclipește în aer semiluna din vârful unui minaret. Și parcă zugrăvit anume își culcă umbra până în mal, ostrovul izolat de lume ca un castel medieval. El pare o navă fermecată ce a ancorat aici, sub munte, minune îndelung visată de valul Dunării cărunte, așteptat în nopți senine strălucitoarea dimineață, când din adâncul apei line s-a ridicat la suprafață, ca o grădină plutitoare, cu pomi și păsări împreună, cu florile ce râd în soare și noaptea tremură sub lună. Avem aici explicat ostrov, insulă situată în mijlocul unui râu sau al unui lac. Ia să vedem! Pastel, îți sună ceva cunoscut din titlu, așa, Miruna? Ce zici? Ce era Pastel? Da, mai auzit. Îți mai aduce aminte? Descrierea peisajului. O descriere, corect, da. De tip tablou, descriere. De tip tablou, foarte bine. Și de unde crezi că vine termenul? Ai idee? Unde vorbim de culori pastelate? În ce altă ramură? În pictură. În pictură. Chiar de acolo vine acest termen. Dar înainte de a continua discuția, vreau să-mi spui un cuvânt cheie pentru poezia pe care am citit-o împreună. Ce zici? Amurg. Amurg ți-a rămas. În regulă. În minte. O imagine? Cu ce tablou ai asocia așa? Dacă ar fi de la prima citire, ce zici? Păi văd așa ca un fel de apă care trece printre niște copaci în timp ce în spate soarele apune. Așa, apă, copaci și amurg. Regulă. Acum o melodie. Cred că cele mai potrivite sunt ce melodii când vine vorba de poezie. Nu neapărat potrivite, dar așa ar merge să le ascultăm pe fundal în timp ce citim. Cele clasice. Cele clasice. Și ce zici? Cred ce că zici? Ar merge cu Toamna de la Vivaldi. Toamna Vivaldi. Foarte bine. Vivaldi. În regulă. Da? Din anotimpurile. Perfect! Acum, dacă vorbim de textul liric, ce ne amintim despre el? Am discutat despre epic, am văzut care sunt trăsăturile, la fel și pentru textul dramatic. Acum, pentru textul liric, facem așa, un brainstorming. Te las pe tine. Și voi continuați. Vă notați pe caiet cât mai multe trăsături, să vedem cine reușește să găsească și să-și amintească cele mai multe. Hai să te văd pe tine, Miruna. Start, joc! Avem un text literar în versuri. Da. Este un text literar în versuri. Altceva. Sunt prezente elemente de versificație, versul, da. Strofa, rima, măsura. Corect. Versificație. Altceva. Ce mai figuri spune? De stil. Figuri de stil, da. Și imagini artistice. Foarte bine, da. Imagini artistice. Altceva. Emoții, ce? Sentimente. Exact, emoții, sentimente. Poeziile transmit niște emoții. Sentimente.
Cum le transmit? În mod direct sau indirect? Și de ce învățăm mereu definiția? Spunem că este un text în care se transmit în mod direct sentimente, gânduri, emoții. De unde vine povestea? De ce crezi că e direct și pentru textul epic spunem că în mod indirect se transmit aceste gânduri, emoții? Care ar fi diferența până la urmă? Hai să mergem în spatele definiției și să vedem de ce. De ce aici apar în mod direct și într-un text epic indirect se transmit niște idei? Ce folosește autorul unui text epic? Păi, în primul rând, narațiunea și astfel e puțin mai greu să transmiți o anumită emoție sau un anumit sentiment. Sau poate transmiți... Sau... Exact. Sau poate transmiți, dar ideea din spate nu este spusă direct. Caragiale nu critică în textele lui comportamentul, nu ni se spune clar că nu-mi plac copiii răsfățați, ci folosește o poveste, o situație în care este prezentat un astfel de copil și noi tragem concluziile, nu? Noi desprindem trăsăturile personajului. Deci totul apare în mod indirect. Spre deosebire de acest text în care de cele mai multe ori toată emoția și toate sentimentele se observă cu ușurință, apar acolo, descrise sau apar menționate eventual. Da? Deci de asta spun că în mod direct. Pentru că acea voce poetică ce face? Transmite ceea ce simte. Fie că dorul de copilărie, iubirea față de ceva, persoană dragă, față de natură, avem diverse situații. Altceva mai adăugăm? Să numărați și voi. 9 ne-au ieșit, 2, 4, 6, 7, 8, mai avem. Încă una să facem. Să vedem voi câte ziceți. Avem anumite moduri de expunere, ce ziceți? Mai aduce aminte? Cred că cea mai întâlnită este descrierea. Mai descriere. Descriere, da, cum am avut și noi mai devreme. Dar dacă apar mai multe verbe și pronume la persoană întâi sau pot apărea la a doua, ce zici, mai e descrierea preponderent? Avem mai mult monolog. Așa, monolog. Monolog. Foarte bine. Putea fi liric confesiv sau adresat. Hai să luăm fiecare element și să-l discutăm. Așa cum spuneam, descrierea de tip tablou sau de tip portret. Cum observ? În primul rând vor fi foarte multe substantive adjective, aceste grupuri nominale. Da? Imagini artistice construite cu ajutorul figurilor de stil. Deci am elementele peisajului, trăsăturile lor, particularitățile lor, evidențiate acolo în text. Și atunci de tip tablou, cum am avut noi un pastel, sau de tip portret, dacă acest accent cade pe portretul cuiva. Acum, pentru monologul liric confesiv sau adresat, cum îl vom recunoaște? Vom avea multe verbe și pronume la persoana întâi, în special pentru cel confesiv, la persoana a doua pentru cel adresat. Acum să-mi spui tu, verbele la imperativ și vocativele vor fi predominante în ce fel de monolog? Ce zici? Adresat? Adresat, că mă adresez cuiva, da? Și atunci, vocativele pentru cel adresat, la verbe, la imperativ, la fel, pot avea exclamații retorice, interogații retorice, chiar și interjecții. Ah, of! Interjecții, da? Asta pentru subiectivitatea acestui text. Acum, ce înseamnă retoric ca idee? Da, eu am interogații sau... exclamații care nu așteaptă oarecum un răspuns. Nu așteaptă un răspuns. Exact. E o întrebare așa, care rămâne fără un răspuns clar. În regulă. Acum, vocea lirică, tot vorbim, măi, spune meu liric, voce poetică, da? Cum apare identificată? Deci, în primul rând, unde mă uit? De unde extrag elementele caracteristice? Deci, subiectivitatea. Din ce reiese? Deci mărcile de subiectivității. La... Care sunt mărcile unui liric? De... Mărcile. La persoana întâi, singular, plural sau la a doua? Exact. Verbe și pronume la persoana întâi. Singular, plural. Sau pot avea persoana a doua dacă e o adresare. Exact. Vrei să mai adaugi? Inclusiv. Da.
Nu sunt foarte sigură, dar cred că inclusiv exclamațiile retorice sau interjecțiile pot fi Exact, niște mărci. moartele. Bineînțeles. Ca acolo, la fel și interjecțiile, putem să spunem. Dar să mergeți, dacă aveți într-o cerință, să vă focalizați pe aceste două elemente, verbe și pronume la persoana întâi, da? Sau adjective pronominale posesive. Meu, spre exemplu, dacă mi-apare acolo. Mea. Și dau exemple din text. Întotdeauna când trebuie să spun ceva, susțin cu exemple din textul respectiv. Acum, care sunt ipostazele lui liric sau vocii poetice? Artistul. Îndrăgostitul, copilul, geniul, iubitorul de natură sau contemplatorul îl mai putem numi, cel care stă, privește un peisaj și parcă simte ceva, îl trimite cu gândul la o amintire, e nostalgic, e melancolic, dorul de ceva îl cuprinde. Acum, pentru textul nostru, ce zici? Care ar fi ipostaza în care se află? Cred că Ce ar iubitorul fi? de natură sau Iubitorul de artistul. natură, exact, contemplatorul, foarte bine. Platorul. În această ipostază îl întâlnim în textul nostru. Acum, figurile de stil. Noi le-am discutat și data trecută. Vorbim de cele pe care le aveți voi de pregătit. Epitetul. Știm clar că vorbim în principiu de substantiv adjectiv, acest grup nominal. Vorbim de un adverb sau un alt substantiv, mai ales dacă mă refer la metale prețioase, codrii de aramă, spre exemplu. Metafora, spuneam că este o comparație subînțeleasă, da? Avem doar partea a doua. Vă dădeam exemplu cu mingea de foc. Soarele ca o minge de foc se rostogolește pe cer. Dacă spun doar mingea de foc se rostogolește, acolo ce este bucata aceea? Este o metaforă, exact. Este o comparație subînțeleasă. Personificarea. Ce înseamnă? Păi se atribuie anumite însușiri specifice omului, unor ființe necuvântătoare sau obiecte, fenomene ale Exact. naturii. Exact. Da? Și puteam avea și substantive în vocativ. Doină, doină, cântic, dulce. Și acolo pot avea la fel o personificare. Acum, mare atenție când selectați. Comparația destul de simplă și o recunosc ușor. Apar între locuțiuni sau prepoziții, precum. Precum, ca, la fel ca, asemănător cu. Da? Ce v-aș ruga aici să fiți foarte atenți să o selectați așa cum trebuie, adică iau și primul termen și al doilea. Acum, pentru aliterație, îți mai aduce aminte? Da, era repetarea unui anumit grup de litere sau unei anumite litere cu scopul de a Reda parcă imita sunete, da, cu un anumite efect sunete. imitativ. Exact. Dar ce sunete? Consoane, da? Că avem și asonanță, dar atunci ne referim la vocale. Pentru consoane și o aliterație vâjind ca vijelia, da, spre exemplu. Pentru enumerație, spuneam că sunt niște termeni într-un câmp lexical sau pot avea verbe, pot avea substantive, adjective, sau minimum trei termeni și să fiu atent la fel cum selectez. Acum, hiperbola. Cum spuneam, că se exagerează ceva. Cu ce scop? Exagerez, spun că este exagerat de mare sau exagerat de mic? Pentru a face trăsăturile unui personaj, de exemplu, dacă vreau să pun în evidență unul și să-l compar cu celălalt, dacă exagerez trăsăturile acelui personaj, va ieși în evidență, da? Gigantică poartă cupolă pe frunte și vodă-i un munte. Când spun vodă-i un munte, ce fel de personaj am aici? Unul de care mă tem sau nu mă tem? Ne temem, Mă tem, pare impunător, curajos, pare vijelios, curajos. exact. Exact. Repetiția. Ce scop are? Plenarea unor acțiuni sau trăsături, idei, tot așa, cu Evidențiez. scopul de a atrage atenția, sublinia o Exact. anumită idee. Exact. Accentuezi ceva, o idee. Foarte bine. Pentru antiteză, asemenea hiperbole, ar fi cam aceeași explicație. Pun două elemente în paralel, da? Și evidențiez una dintre ele, da? Un element, unul dintre ele, spre exemplu. La fel, un personaj pus în antiteză cu celălalt, pentru a-i scoate lui în evidență trăsăturile. Acum, imaginile artistice, spuneam și data trecută despre ele, le percep cu simțurile, da? Și vorbesc de cele vizuale. Ia, dă-mi un exemplu de aici. Și la fel și figuri de stil, dacă poți. Hai să ne uităm deocamdată pentru imaginile artistice. Ce găsim dintre cele enunțate? Pentru vizual, se sfarmă în licăriri mărunte și în Dunărea umbrită curg. Da, sau răsfrângile roșii de amurg. Ce mai avem? Da.
unda tulburele în groapă. Unda tulbure, să spun, da. Pe căla dinamice ar merge de-abia mai tremură pe apă. Da, tremură acela care dă senzația de mișcare. Nu avem olfactive din câte observăm. Avem aici florile ce râd în soare, dar trebuie să fie surprins un miros, da? Dacă era mireazma florilor, atunci puteam selecta. Dacă ar fi să-mi spui... Așa, te rog. Florile ce râd în soare. Da, da, dacă ar fi mai mult surprins zgomotul acela, să spunem, aici sunt personificate. Acum, da, pentru figuri de stil, ia să-mi spui, te rog, având textul în față, să discutăm. Ni le-am amintit, acum le identificăm. Am personificarea florile ce râd. Exact, florile ce râd în soare. Aici avem o personificare. La fel, noaptea tremură. Da. Grădină plutitoare, epitet. Avem multe comparații, dacă observi. Care ar fi cromatica tabloului? Ce culori îți ies în evidență? Cred că m-aș îndepta spre culori tomnatice, maro, portocaliu, roșu. Și observăm, chiar le putem identifica. Dacă avem aici sfințit, avem roșii, răsfrângeri roșii de amurg. Care ar fi momentul în care este surprins acest peisaj și este descris? Ce moment al zilei? Asfințitul. Asfințit. Amurg se repetă, da? Amurg, asfințit. Chiar avem aici și noaptea tremură sub lună. Comparații sunt atât de multe. Ia spune-mi una. De-abia mai tremură pe apă ca niște coși de portocale. Da. De-abia mai tremură, dar cine tremură? Apropo de cum identificăm. Ca niște coși de portocale, cine? Răchitele. Sub răchitele din vale, hai să ne uităm mai sus, din asfiții de peste munte, răsfrângeri roșii de amurg, se sfarmă licăriș și îndunarea umbrită cur, dar unda tulburele îngroapă, când, sub răchitele din vale, de-abia mai tremură ca niște coși de portocale. Putem să zicem chiar că la aceste răsfrângeri se poate referi. Sub răchitele din vale, de-abia mai tremură pe apă. O altă comparație. Ce zici? Își culcă umbra până în mal. Ostrovul izolat de lume ca un castel medieval. Așa, ostrovul, exact, ca un castel medieval. Mai avem și alte figuri de stil? Avem dunării cărunte, tot așa epitet. Exact, foarte multe senine. Epitete vor fi de obicei. Da. Întunecatul lui boschet, ce zic aici? Întunecat boschet. Apare întâi adjectivul și apoi apare substantivul. Este chiar un epitet în inversiune, da? Accentuând... Da. Cum spuneam, cromatica, da, întunericul. Sclipește în aer semiluna, din vârful unui minaret pare o navă fermecată și aici la fel comparație. Minune îndelung visată, dunera căruntă, un epitet chiar personificator, așteptat în obsenine. Deci avem foarte multe figuri de stil, vor fi foarte ușor de identificat fiind un pastel. Da? Acum, care sunt elementele cadrului? Cum ți l-ai zugrăvit tu așa? Cum l-ai picta? Păi avem Dunărea, copacii, da, amurgul, da, văd acolo asta... și munți. Parcă vedem așa cum se reflectă nuanțele, da, acestea minunate ale amurgului peste Dunăre. Acel minaret, ostrovul. Munții sunt exact de câteva ori. Păsări, flori, da, luna. Da, Dunăre, observăm aici cum se repetă. Hai să vedem, vorbim de sentimente și de emoții. Ce spuneam? Că cel mai adesea întâlnim ce ți se pare cel mai comun în poeziile pe care le-ai citit de până acum. Ce sentimente și emoții ai întâlnit? Cred că admirație. În special în pastel întâlnim într-adevăr admirație, încântare în fața peisajului descris. Cum spuneam, iubire față de natură. Da. Mai putea fi și nostalgic, nu? Euliric. Da. Privind așa tabloul respectiv, amintindu-și de ceva, de niște momente, amintiri plăcute. Melancolie, poate, câteodată tristețe. Tristețea în sine poate fi. Ce alte sentimente, emoții mai poți desprinde? Bucurie. Bucurie. Amintindu-și de ceva frumos. Exact. Deci observăm aici și vă spuneam că ar fi bine să vi-l printați și să observați că sunt mai multe sentimente și emoții pe care le putem discuta. Acum, continuăm. Îmi spuneai tu la început de versificație.
Versul, ce reprezintă versul? Ce este? Un rând. Este un rând, de fapt, dintr-o poezie, da? Un rând, corect. Vorbim de monostih, distih, terțină, catren, quintet. Bun, strofa, ce reprezintă? O grupare. O grupare de versuri. De versuri, exact, și atunci la fel. Putem spune cum, de obicei catren, am întâlnim cel mai adesea, da? Formată din patru versuri. Acum pentru rima încrucișată, te-am mai întrebat și hai să vedem dacă ți le amintești. Care era formula magică? Cum rimau versurile? Considerăm catren. AB. AB. Exact. Cruciș. Îmbrățișată, cum rimează? ABBA. Exact. Așa, și pentru pereche. Împerecheată? ABB. Exact. Pereche, două câte două. Iar monorima? Exact. Versurile albe sunt versurile fără rimă, mai ales în poeziile moderne. Da? Acum, pentru textul nostru, am scos un catren. Cum rimează? Munte rimează cu? Mărunte, amurg. Amurg. Curg, avem încrucișată. 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 Bun. Când trebuie să stabilez măsura versurilor, număr? Număr silabele dintr-un vers. Exact. Și stabilesc dacă măsura este constantă, găsesc același număr de silabe sau dacă ea variază. Dar cum o să notăm? Spunem câte silabe există, da? Și concluzionez. 9 silabe. Măsura este constantă de 9 silabe, de 10. Iar dacă diferă numărul, pun cel mai mic și cel mai mare număr. Nu le adunați între ele. Atenție! Deci nu adun numărul de silabe din cele 4 versuri, să spunem, da? Pentru că, sau câte două pot avea în cerință. Ia să vedem. Iam spre exemplu, uite, și în Dunărea umbrită cur. Câte silabe avem aici? Și în Dunărea umbrită curg, 8. Exact, și în într-o silabă. Pareo, aici avem o silabă. La cea avem o silabă, da? Deci în astfel de situații să fiți foarte atenți și să precizați că e o singură silabă atunci când numărați. Dacă ar fi să am aici numărul, calculez și văd câte sunt, le număr de fapt, fără prea multe calcule. Aici câte silabe, aici câte, câte și spun la sfârșit într-o propoziție. În regulă, rămâne această poezie de discutat. Uite, ați putea încerca să faceți pentru ea, să spunem, mesajul textului liric, dacă tot ați avut. Vă dau și temă ce să faceți, dacă nu aveați de ajuns. Miruna, să-mi spui, te rog, data viitoare cum ți s-a părut și dacă te-ai descurcat. Da? Mulțumesc pentru atenție, a fost foarte bine și astăzi, să știi. Textul liric nu e chiar atât de mare provocare cum credeam, să știi, te descurci foarte bine. Mulțumesc! Te aștept și data viitoare, cu drag! Și pe voi vă aștept, cărțile, caietele deschise, cum spuneam, și să revedem cu bine și să aveți mult spor! La revedere, o zi frumoasă!